Băi, sunteți nebuni, invazie de maimuțe. Ia vrei. Au ieșit după ploaie, s-a răcurit puțin și bănuiesc că au ieșit să caute mâncare. Ele sunt singurul mijloc de transport aici. Salutare, salutare! Băi, noi avem mai bine de 10 zile de când am plecat din Bangkok, doar că nu am mai pus nimic din cauza problemelor actuale. În momentul de față ne aflăm în Krabi, mai exact pe Rayleigh Beach. E o peninsulă ce aparține de Krabi și se poate ajunge aici doar cu o barcă. Iar astăzi o să dăm și noi o tură pe aici, să vedem ce putem vizita, ce putem vedea interesant. Da, sperăm să găsim lucruri interesante pe care să vi le arătăm și vouă. Ia priviți cât de frumos este aici. Iar acolo este camera noastră. Un resort de 3 sau 4 stele. Iar pe noapte plătim undeva la 15 euro. Foarte ok, zic eu. Ia priviți. Avem și piscină, haideți să vă arăt. Ia priviți, aici este. Este micuță, dar arată foarte bine și e poziționată perfect. Fix. Să fiu sincer, sper să nu vină ploaia, pentru că, după cum puteți vedea, au apărut niște nori. Iar aici a plouă așa, din senin. Acum e cald, în 15 minute plouă și ploaia din aia torențială, doar că trece la fel de repede. Fiți atenți ce fel crezi copacii ăștia, incredibil. Plac maxim copacii ăștia. E o pădure practic de mangrove și e un gen de copac ce crește doar în apă, în primul rând, pentru că suportă, tolerează foarte bine sarea, salinitatea. Și îi găsiți doar în zonele tropicale. Ia vrei vezi ce ponton au creat. Mic dejun copios. E, cred că, cel mai mare mic dejun de până acum. Primeam numai porții minuscule. Așa da. Deci micul dejun, de fapt tot ce ați văzut acolo, a costat 30 de lei. Asta pentru două persoane. Și țineți cont că aici prețurile sunt puțin ridicate, pentru că suntem într-o zonă turistică. Haideți să vedeți minunăția asta de plajă. Voilà. E superb. O adevărată frumusețe. Ia priviți, Andreea s-a ascuns la umbra copacului. Și dacă zic că sunt 40 de grade afară în acest moment, să știți că nu exagerez cu nimic. Cu toate că s-ar putea să vină ploaia. În maxim jumătate de oră, sigur o să plouă. Să știți că chiar dacă suntem pe peninsulă și nu pe insulă, nu e înconjurat în totalitate de apă, singura cale de acces, după cum v-am spus, sunt acele bărci pe care le vedeți în spate. Asta pentru că porțiunea de uscat practic e formată din niște stânci, cum avem și aici în față, hai să vedeți. Tot aici, în 2004, în luna decembrie, a avut loc un tsunami. Undeva în apropiere a avut loc un cutremur de 9 grade, iar din cauza acelui cutremur
s-a creat un val de 6 metri înălțime care pur și simplu a lovit plaja. Haideți să vă arăt ceva. În fața dezastrelor naturale nu te poți opune și din păcate nu pot fi controlate de om. Ia priviți, cam așa arată toate străzile pe aici. Iar pe aici nu se găsesc mijloace de transport. Nici măcar scutere. Foarte puține am văzut în zona resorturilor, dar majoritatea sunt electrice și circulă doar acolo, în interiorul resortului. Iar acolo în față mai e un resort, după care se termină traseul. Uite, iar, e plin de dumneavoastră. Uite, iar acolo. Da, mă, da. Doar ce ți-am zis, nu știu, eu nu... Aici la fel cazare, pe acolo cazări. Doar că în zona aceea am stat și noi două zile și ne-am luat o mare țeapă acolo. Am plătit pentru un tip de cameră, ne-au dat alt tip de cameră. Nu aveam nici frigider. Da, nu aveam frigider în cameră. Deși specificau că este, dar nu era niciun frigider. Asta este, mai întâmplă. Păi, dar nu vedem maimuțe, nu găsim maimuțele. Le auzim, dar nu le vedem. Unde ar fi? S-au ascuns în pădure. Iar aici avem o peșteră. Nu o să intrăm astăzi, din punctul meu de vedere costă foarte mult. Și nu știu dacă din ce au afișat ei acolo, nu par foarte multe lucruri interesante de văzut. Practic ce zic ei că o să vedem și afară. Frate, de ce incredibil cum se urcă plantele astea pe copaci, efectiv, zici că sunt ca niște paraziți și se urcă până sus. Ca niște paraziți. Da. Am găsit și stâncele din Avatar. Ia uitați-le cum stau suspendate. Eu una sunt fascinată de ele. Zici că acum pică pe tine. Sper că nu. Totuși. Ia priviți copăciul acela. Ce fel s-a agățat de acea stâncă. Și nu știu dacă vedeți, cred că da. Aceasta e rădăcina lui. Mamă. Zici că e conectată la un cablu. Deci e genial. Și nu cred că e singur. Da, da. Asta pare o barcă veche, ceva. Da, cred că e mai mult de decor. Uite cum a crescut copacul ăsta fix în stâncă. Și am mai observat o chestie la ei. Ei construiesc în jurul copacilor. Întotdeauna nu taie copacul, cum e la noi. Ceea ce, încă o dată, spune ceva. Apreciază foarte mult natura. Ce ai găsit? Acestea sunt tipuri de animale pe care le poți găsi. A, inclusiv papagal de genul ăsta. Maimuțe, două tipuri, varani. Dar nu imaginam că și papagal de genul ăsta. Da, dar până acum nimic. Nimic. Cred că le-a speriat ploaia. Uitați cât de spectaculoasă e peștera.
Wow! Da, păcat că nu avem lumina bună. A venit ploaia și a stricat totul. În sfârșit dăm și noi peste maimuțe de când le căutăm. Vezi și una mică. La noi merg pisicele pe vârful gardului, aici merg maimuțele. După cum vedeți, peste tot sunt semne și nu se debat amendă dacă hrăniți maimuțele. Undeva la 13 euro, nu e mult, dar... Hai că nu doar maimuțe. Le plac dulciurile. E necată. Stai că acolo trebuie să o desfacă pe aia. Uite care e ușet. Am mai văzut foarte multe persoane care practică alpinism aici. Fiind o zonă cu foarte multe stânci, vă dați seama, e căutată de cei care practică acest sport. Și e locul ideal, atât pentru profesioniști, cât și pentru începători. Dacă ești pasionat de sportul ăsta, zic că merită să încerci. Ar fi ce bine arată. Bine, vă dați seama, aici și prețul. E pe măsură. Da. Ideea e că poți găsi și low budget și pentru oamenii cu pretenții mai mari. Deci e pentru toată lumea. Da. Plaja aceasta. Și contează mult și timpul pe care îl petreci aici, cât timp stai. Dacă vii pentru 2 săptămâni, nu cred că bugetul contează foarte mult. Dar dacă vii să stai o lună, 2 luni, te gândești de 2 ori. Lucrul acesta se întâmplă pentru că apa s-a retras foarte mult și acele bărci, vă dați seama, nu au cum să mai ajungă în apropierea plajei. Așa că îi duc oameni cu tractorul până acolo. Hai să vă arăt și un varan. Ia priviți-l. Hai că a venit ploaia! Ce frumos! Andreea nu-i place deloc. Hai, stăm sub copaci aici. Ia pe și acolo. Fiți atenți ce ploaie s-a pornit. A început să mai furtuna exact după ce am văzut maimuțele.
A durat cam 20 de minute, dar 20 de minute i-a dat ca lumea. A privit câte nuci de cocos. Băi, sunteți nebuni, invazie de maimuțe. Ia, privit. Au ieșit după ploaie, s-a răcorit puțin și bănuiesc că au ieșit să caute mâncare. O armată de maimuțe. Au ieșit după ploaie, e răcoare acum. Ia priviți ce e acolo. Sunt peste tot. În mod normal noi închisesem vlogul și ne îndreptam spre casă. Spre doar casă. Că surpriză. Dintr-o dată am fost înconjurat de maimuțe. Trebuie să nu cazi cu maimuțe. Ia priviți. Și nu au niciun stres. Asta are pui, nu? Nu știu, n-are niciun pui, că e... Oooo, ia uitați! Ia vreți, pe acolo. Atunci când le cauți, intenționat, exact atunci nu le găsești niciodată. Ei, apar... Ia, probabil că s-a răcorit afară și cred că de asta au și ieșit, că în mod normal... Mai mult ca sigur. Nu, uite ce-i bagolul pe sus, copacul, e plin. Uite și acolo. Deci ăsta e copacul lor, practic. Nu cred că o să bată telefonul până acolo, dar încerc să dau zoom. Opa! Hai și tu! Zis că nu mă așteptam să mai vedem maimuțe înainte să plecăm, sincer. Și mai ales atâtea. Ca să înțelegeți, noi suntem de 10 zile aici și abia astăzi, în penultima zi, pentru că mâine plecăm, abia astăzi am avut norocul să le vedem. Și mai în fiecare zi am colindat pe aici, nimic. Astăzi... Hopa! A dat norocul peste noi. Vezi că vine cam aproape de tine. Nu știe nici ce vrea să fac. Suntem atacați de maimuțe. Cred că strigă o armă. Mare doamnă. Ceva. Au. Nu știu ce v-au în capul să facă, sincer. Mamă, cum escaladează cablul ăla. Nadie, cum înești de ce? Cu felicitări. Au. Asta a durut. N-a durut, uite-l, a coborât. Uite-l și acolo. Hai mă, coboară, hai. Hai că te iau eu în brațe. Nu te apropia, că sare pe tine imediat.
E frică să sară de acolo. Cred că e frică, mă. Ferește, ferește, ferește că sare pe tine. Nu sare pe mine. Oh, nu de alta, nu ți face nimic, dar te zgărie. Nu, sau se mișcă. Bă, mai ușor, mă. Mai ușor cum mă sperii. Aha. Poate e scaladează cablul ăla. Ia. Ia că vine toată gașa. Hai. Toată gașca. Mamă, copacii, cablurile, tot e plin aici de maimuțe. Sunt peste tot, sincer nu știu unde să filmez. Da, nici nu știu la care să te uiți mai întâi. Un fruct, dar nu știu ce fruct e ăla. Deci că e măr, da? Nu cred că e măr. Ăsta era șeful, nu? Parcă. Da. Are atitudine gen, lasă-mă să te las. Unde te duci? Șeful. Ia uite, alea s-au dus pe balcon acolo. Păi ce? Mă mir din noi nimeni cu proaștia după ele acum. Păi suntem noi care filmăm și de aia nu... Da, da, de obicei când sunt turiști am observat că le las în pace, dar după ce pleacă turiștii le pocnești un pic. Tu ce faci? Te vrei că să cobori? Oh, ia uitați-o și pe aia. Nu știu, astea mor, cred că o să moară electrocutate. Nu nimic. Cum stă? Mamă, dar nu vine să crezi că te sun. Băi, sincer, putem spune că sunt norocoși, pentru că am văzut atât de multe. Rar. Viți, în mod normal, apa ar trebui să fie pe aici. Ați văzut de dimineață, de fapt. Și acum e tu mai acolo. Mie mi se pare incredibil cât de mult se retrage apa aici. Știu că este un lucru normal, totuși mi se pare destul de ciudat. Ia priviți. Pontonul, acel ponton pe care am fost astăzi la prânz, practic acum este pe pământ, nu mai este pe apă. Ia priviți ce fel. Ce părere aveți? Iar dimineața apa e până acolo. Nu mai e nimeni. Hai, priviți. Pustiu. Am prins o vreme super nașpa. Cu atât că nu ține foarte mult ploaia. Și în general aici a plouat după masă. Dar în mare, cam asta poți să faci aici. Plajă, câteva peșteri, alpinism. Bine, poți să închiriezi o barcă, poți să faci snorkeling, doar că noi nu o să facem aici. O să ne îndreptăm spre alte zone, o apă, zic eu, mult mai curată și o să facem acolo. Și dacă ați rămas până la final, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like. Un comentariu să ne spuneți părerea voastră, cum vi se par locurile aici. Și să distribuiți clipul ăsta, să-l vadă cât mai multă lume. Da. Și ne vedem data viitoare.